Ana Maria Prodan despre o viitoare relație. Cum trebuie să fie bărbatul care va intra în viața sa, targeturii lui înalte. Ana Maria Prodan este în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecamp, iar la puțin timp după ce a confirmat separarea dintre ea și antrenor, impresara a vorbit și despre o viitoare relație, dar și cum trebuie să fie bărbatul care va intra în viața sa. Astfel, se va mai îndrăgosti sau nu Ana Maria Prodan după despărțirea de încă soțul său, Laurențiu Reghecamf. Ana Maria Prodan trece printr-o perioadă grea. Asta pentru că mai mult de un deceniu în care ea și Laurențiu Reghecamf au format un cuplu, acum cei doi vor merge pe drumuri separate. Cu toate acestea, seximpresara a vorbit despre o viitoare relație și a explicat cum va trebui să fie bărbatul care va face parte din viața ei deci trece printr-o perioadă destul de grea, Ana Maria Prodan și-a permis să se gândească pentru un moment la o viitoare relație. Astfel, în cadrul unui interviu pentru ProSport, Ro, Sexy Impresara a făcut o serie de declarații despre o posibilă relație amoroasă. Așadar, întrebată dacă se va mai îndrăgosti sau nu vedeta după divorțul de Laurențiu Reghecamf, Ana Maria a mărturisit că nu are de unde să știe acest lucru. Însă un lucru este cert: acela că bărbatul care va intra în viața sa și a familiei ei va trebui să urce alături de ea pe culmile succesului. Semn că viitorul partener trebuie să fie puternic, asemenea impresarei. Asta nu pot să știu. Dumnezeu-ți de o soartă! Ana Maria Prodan va trăi la fel de demnă, sinceră, exuberantă. Voi fi la fel de unică. E greu să stai lângă Ana Maria Prodan pentru că am avut niște targeturi uluitori de înalte. Oamenii de lângă mine au fost obligați să urce alături de mine treptele succesului. Îmi doresc foarte mult ca Laurențiu să fi învățat în toți acești ani ceva de la mine și să înțeleagă că a avut alături de el un motor pe care l-a urcat pe culmile succesului, a declarat Ana Maria Prodan pentru sursa citată anterior. De asemenea, Ana Maria Prodan a mai adăugat că un om care face parte din viața ei trebuie să fie corect, drept și loial. Totodată, impresara a mai precizat că are pretenția ca persoanele pe care le ajută să fie recunoscătoare față de ea și să-i mulțumească totdeauna pentru sprijin. Problema e să știi să-ți păstrezi drumul drept și să-ți respecti familia și copiii. Cel mai important lucru e să mulțumești omului care te urcă și să poți să rămâi acolo unde te-a pus acea familie îmi doresc să-l văd sus acolo unde l-am lăsat. Vreau să-l văd pe Laurențiu Reghecamf cu murcă, a mai adăugat impresara pentru aceeași sursă.